Direcția pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș organizează în data de 2 aprilie 2024, cu începere de la ora 9:30, o manifestare dedicată Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii și Tineret. Activitatea se va desfășura în cadrul Bibliotecii Municipale Ștefan Odihirot și are ca invitați pe preșcolarii grupelor mari cu predare în limba română și germană, ai grădiniței cu program Prelungii Bucuria Copiilor Mediaș, îndrumați de către doamna director Izabela Peter și doamnele educatoare Adriana Cristia, Maria Lascu, Teodora Floca, Mariana Cristia și Irina Nogi. Manifestarea reprezintă un omagiu adus scriitorului danez Hans Christian Andersen, unul dintre cei mai îndrăgiți autori de basme pentru copii. În cadrul activității organizate la Biblioteca Medieșană, copiilor prezenți le vor fi citite povești și basme, având în prim plan personaje bine cunoscute pe care cei mici le îndrăgesc.